Când alegeți un telefon mobil, luați în considerare caracteristicile de securitate. Întrebați furnizorul de servicii dacă dispozitivul permite criptarea fișierelor, despre abilitatea furnizorului de a găsi și bloca telefonul de la distanță, despre abilitatea de a șterge aplicații periculoase de la distanță și dacă are caracteristici de autentificare, cum ar fi parolele de acces. Dacă vă creați o copie de rezervă a datelor din telefon în computerul personal, căutați să aveți o opțiune de criptare a copiei. Dacă planificați să folosiți dispozitivul printr-o conexiune VPN, după cum fac mulți utilizatori pentru a accesa conexiuni la locul de muncă, întrebați furnizorul dacă dispozitivul permite autentificarea pe bază de certificat. Configurați-vă dispozitivul pentru a-l face mai sigur. Multe telefoane au o opțiune pentru parolă care blochează dispozitivul până când PIN-ul sau parola este corect introdusă. Permiteți folosirea acestei opțiuni și alegeți-vă o parolă cât se poate de complexă. Activați criptarea, ștergerea conținutului de la distanță și a unui software antivirus dacă este posibil. Configurați-vă conturile web pentru a folosi conexiuni sigure. Conturile pentru anumite website-uri pot fi configurate să folosească conexiuni sigure, criptate. Uitați-vă după HTTPS sau SSL în opțiunile de cont ale paginilor. Folosirea acestei opțiuni îi împiedică pe hackeri să aibă acces la sesiunile dumneavoastră web. Multe rețele sociale și pentru mail includ această opțiune. Nu accesați link-uri trimise prin mail-uri sau SMS-uri suspicioase. Asemenea, link-uri vă pot trimite către website-uri periculoase nesecurizate. Limitați expunerea numărului dumneavoastră de telefon. Gândiți-vă cu atenție înainte de a vă posta numărul de telefon pe un site public. Hackerii pot folosi software pentru a colecta numere de telefon de pe internet, pentru ca mai apoi să le folosească pentru atacuri țintă. Luați în considerare cu atenție ce informație vreți să fie stocată în telefonul dumneavoastră. Amintiți-vă că având suficient timp, sofisticare și acces la dispozitiv, orice hacker poate obține informația pe care ați stocat-o. Gândiți-vă de două ori când selectați sau instalați aplicații mobile. Faceți o mică cercetare despre aplicații înainte de a le instala. Vedeți ce permisiuni cere aplicația. Dacă permisiunea cere mai mult decât ar trebui, nu instalați aplicația. Ar putea fi un Trojan Horse, având un cod rău intenționat ambalat frumos. Mențineți controlul fizic asupra telefonului, în special în locurile publice și semi-publice. Portabilitatea telefonelor mobile le face ușor de pierdut și de furat. Dezactivați interfațele pe care nu le doriți în acel moment, cum ar fi Bluetooth, infrared sau Wi-Fi. Hackerii pot exploata vulnerabilitățile de software care sunt folosite de aceste interfațe. Selectați dispozitivele care au Bluetooth pe opțiunea invizibil. Când este folosită opțiunea de găsit, dispozitivele cu opțiunea Bluetooth sunt vizibile pentru alte dispozitive din apropiere și pot alerta un hacker sau dispozitive periculoase să vă găsească dispozitivul. Când este activată opțiunea de negăsit, dispozitivul dumneavoastră care are activată opțiunea Bluetooth este de negăsit de alte dispozitive neautentificate. Evitați să folosiți rețelele de Wi-Fi publice. Hackerii pot crea rețele de Wi-Fi pentru telefoane special create pentru a ataca telefoanele mobile și pot căuta prin rețelele publice de Wi-Fi dispozitive nesecurizate. În plus, folosiți opțiunea de criptare pentru rețeaua dumneavoastră de Wi-Fi de acasă. Ștergeți toată informația stocată pe dispozitiv înainte de a renunța la el.
Verificați website-ul producătorului dispozitivului pentru informații despre ștergerea datelor într-un mod sigur. Furnizorul telefonului dumneavoastră mobil poate de asemenea să aibă informații despre cum puteți șterge datele într-un mod sigur. Aveți grijă când folosiți aplicații de rețele sociale. Aceste aplicații pot folosi mai multe informații personale decât doriți și spre părți neintenționate. Aveți grijă mai ales atunci când folosiți servicii de găsire a locației. Aveți grijă atunci când selectați și instalați aplicații. Faceți o mică cercetare despre aplicații înainte de a le instala. Verificați ce fel de promisiuni necesită instalarea ei. Dacă permisiunile cerute parcă depășesc necesarul pe care aplicația ar trebui să îl ceară, nu instalați aplicația. Poate fi un Trojan Horse care poate avea coduri periculoase ambalate atractiv. Dispozitivele mobile contemporane conțin componente de hardware integrate care susțin o varietate de mecanisme I/O. În timp ce unele mecanisme de comunicare sunt fără fir, spre exemplu date mobile, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, NFC, altele necesită conectare fizică. Spre exemplu, cabluri de sincronizare și putere, SIM, stocare externă. După cum se poate observa în figură, toate aceste mecanisme de comunicare ale dispozitivului, cu fir sau fără fir, pot expune dispozitivul la diferite riscuri și trebuie să fie sigure. Altfel, întreaga securitate a dispozitivului poate fi compromisă. Subscriber Identity Module, SIM, modul de identificare a abonatului. Acest token poate fi detașabil, este numit colocvial cartelă SIM, dar standardele actuale folosesc termenul Universal Integrated Circuit Card, card universal integrat într-un circuit. Acest sistem pe un chip, System on a Chip, incorporează identitatea abonatului. Spre exemplu, identitate internațională mobilă a abonatului, International Mobile Subscriber Identity, chei criptate prestabilite și informații de configurare folositoare pentru a putea obține accesul la date mobile. Cellular Air Interface, interfață pentru datele mobile. Există o mulțime de tipuri de rețele mobile, fiecare cu propriile standarde ale interfaței. Interfața pentru datele mobile este un termen tehnic pentru conexiunile radio dintre dispozitivul mobil și turnul de semnal. Această interfață poate comunica cu multe tipuri de stații de bază, spre exemplu, turnuri de semnal mobil, care sunt de mai multe tipuri și au diferite mărimi, sistem de reperat telefonul sau altele. Wi-Fi. Wi-Fi-ul este folosit de cele mai multe dispozitive mobile, ca o alternativă la canalele de date mobile sau, uneori, singurul punct de conectare pentru dispozitivele mobile care au numai opțiunea Wi-Fi. WLAN consta în general într-un grup de dispozitive dintr-o zonă delimitată fizic, cum ar fi un apartament, un birou, o cafenea, dar și companii mari sau campusuri. Chiar dacă nu este garantat, campusurile și firmele au deseori implementate opțiuni de securitate, cum ar fi criptări UP2. GPS. Un GNSS oferă poziționare geospațială globală față de sistemul de poziționare globală, GPS, care folosește linii de comunicații cu un satelit din orbită pentru a ajuta sistemul să îi detecteze locația. Bluetooth. Bluetooth este o tehnologie de comunicare fără fir de scurtă distanță. Tehnologia Bluetooth este folosită în principal pentru a stabili o zonă personală de rețea fără fir, PAN. Asta le permite utilizatorilor să formeze rețele ad hoc între o varietate de dispozitive și să transfere date. Near Field Communication, NFC. NFC folosește emisii de frecvență radio pentru a stabili comunicare slab dispersată și de scurt interval între dispozitivele conectate prin NFC. Este de regulă optimizat pentru distanțe mai mici de 4 inci, dar este posibil să opereze și să fie potențial periculoase la distanțe mult mai mari.
Când instalezi o aplicație din Google Play pe un dispozitiv sau pe un Chromebook, poți controla ce capabilități sau informații respectiva aplicație poate accesa, cunoscute ca permisiuni. Spre exemplu, o aplicație poate cere permisiunea de a-ți vedea lista de contacte sau locația. Puteți controla ce permisiuni o aplicație poate accesa după ce aplicația se instalează pe dispozitiv. Limitează tipul de acces pe care îl au aplicațiile. Când instalezi noi aplicații, telefonul vă va cere să confirmați cerințele de acces ale aplicației. De obicei, aplicațiile au nevoie să acceseze fișiere precum să salveze lucruri, camera, să facă poze și poate GPS, să vă ofere conținut în funcție de locație. Unele aplicații s-ar putea să aibă nevoie de un acces mai mare, contactele tale, informații de profil, etc. Chiar dacă este aproape imposibil să folosești un smartphone fără a oferi acces aplicațiilor pentru anumite lucruri, nu ar trebui să fiți de acord cu termenii de acces ai fiecărei aplicații. Multe aplicații fac bani prin a vinde informațiile tale agenților de publicitate, astfel nu este surprinzător că vor mai mult acces decât au nevoie. Spre exemplu, aplicația pentru lanternă are nevoie să-ți știe locația? Dacă nu vă convine nivelul de acces pe care aplicația îl cere, căutați aplicații similare care cer mai puțin acces. Mulțumim! Ne vedem la următorul modul.